Vedeta de televiziune reținută pentru 24 de ore, este vorba despre Ana Morodan. Aceasta a fost prinsă drogată și băută la volan. Polițiștii rutieri au oprit-o de două ori în trafic. Vine cu toate informațiile colega mea, Roxana Ciucă, în direct cu noi. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața și ție, Mădălina, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Ana Morodan a fost reținută pentru 24 de ore și astăzi va fi prezentată în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Sunt șanse foarte mari ca aceasta, înainte de a fi dusă la instanță, să mai treacă o dată pe la parchet pentru o tură de declarații. Totul s-a întâmplat ieri, la ora 16, aceasta a refuzat să meargă pentru recoltare de probe biologice. Acela a fost momentul când i-au reținut permisul de conducere pentru refuz de recoltare de probe biologice. A ieșit pozitivă și în momentul în care a fost testată cu aparatul alcool test și drug test, 0,05 la alcool și pozitivă pe droguri. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în continuare cu această vedetă din lumea online. Va merge sau nu va merge, va refuza sau nu să dea în continuare declarații. Vom urmări de aproape desfășurarea evenimentelor și vedem foarte clar care va fi decizia judecătorilor, dacă vor alege pentru ea să meargă pe arestare preventivă, pe control judiciar, vă spuneam, sau poate cine știe măsura arestului la domiciliu.